Hipertermia împiedică multiplicarea germenilor. Deci nu combatem întotdeauna febra, pentru că atunci lăsăm germenii să suprimăm acest mecanism care duce la suprimarea germenilor. De exemplu, febra înaltă de 40 de grame, grade în gripă reduce multiplicarea virusului gripal. Bacteriilor care au nevoie pentru multiplicare de sursele de fier ale organismului, care sunt prin acest mecanism al inflamației, fierul este luat și dus în sistemul reticulo-endotelial, unde este cumva înmagazinat și nu e permis să fie folosit de bacterii. Și bacteriile deci nu pot folosi pentru producție. Deci iată că febra luptă pro-organism împotriva acestor infecții. Are și efecte negative, nocive organismului, nu numai pozitive. Și asta sigur că depinde și de nivelul febrei, dar nu numai. De exemplu, crește consumul de oxigen, crește producția de dioxid de carbon, crește debitul cardiac și atunci poate să precipite, să grăbească insuficiența cardiacă la cei care au boli de inimă. Ce mai face? Agravează prin consumul de oxigen bolile pulmonare cronice și agravează insuficiența respiratorie. În toate aceste cazuri poate să grăbească evoluția spre deces. Sau unele boli metabolice, cum e diabetul. Este agravată evoluția diabetului de starea febrilă excesivă. Iar în lumea copiilor, între 6 luni și 5 ani, poate să determine așa zisele convulsii febrile. Deci are și efectul nocive, iar dacă cineva este epileptic, îi crește frecvența convulsiilor. Deci are o boală neurologică.